Din întrebările pe care le-au pus cititorii, am observat că este o importanță deosebită să acordăm copiilor. Cum puteți să detaliați de ce anume? Că sunt puțini părinți care își cumpără, care cumpără chiar ochelari de soare. Chiar m-au bucurat întrebările astea referitoare la copii, pentru că am văzut că marea majoritatea părinților pe plajă se preocupă de sănătatea pielii micuților. Îi dau întotdeauna cu factor de protecție, cu creme cu factor de protecție solară, însă nu se gândesc la ochi. Nu e suficient să poarte copilul pe cap o șapcă sau o pălărie cu niște boruri mai largi. Trebuie să cumpărăm ochelari de soare și copiilor cât de devreme, pentru că ochii lor sunt ochi cu structuri fragile, sunt mult mai sensibili la lumina soarelui, la radiația ultravioletă, și atunci trebuie cumpărați ochelari de soare și pentru ei. Și puterea exemplului funcționează bine. Dacă mama, tata poartă ochelari de soare, atunci și copilul va accepta cu ușurință să-i poarte.